toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în deșteptarea la 9:35, suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vă așteptăm să ne ascultați și să ne și vedeți acolo. Să-i spunem bună dimineața lui Bogdan din Reșița. Salut, Bogdan! Salut, bună dimineața! Ce salut. Faci? La muncă. Bravo! Uh-huh. Ce, ce muncă? Ce lucrezi? Medic stomatolog. Ne-e frică un pic. Vă dor dinții? Nu ne dor, suntem foarte bine. Nu avem nicio problemă. Nicio problemă de raportat. Atunci sunteți norocoși. Da, da. Dar tu, Bogdan, ești la cabinet deja? Da. Ai și... pacient? Da, dar l-am rugat să aștepte. I-ai făcut anestezia deja sau? I-am făcut, da. Păi și o să... Stai acolo cu minte, lasă. Zi să se grimească. I-am făcut una mai puternică, să țină mai mult. Doar este cu limba pe piept acum. Auzi, Bogdane, poți să te întreb ceva? Și tu, eu am observat că mulți medici stomatologi au plăcerea asta de a vorbi cu pacientul și pacientul stă pe sală și în principiu poate și anesteziat, că dacă îi mai spune din când în când ia o gură de apă, știi, și dacă ești anesteziat în partea de jos, îți curge până o parte așa pe colțul gurii, că nu poți să mai strige. Și medicul stomatolog vorbește cu tine. Îți povestește lucruri, nu știu ce, tu, săracu, ai vrea să interacționezi. Nu poți să vorbești, mai ești și anesteziat. Tu vorbești mult cu pacienții care nu pot să-ți răspundă? Da, când am... Îți place să râzi de ei. Emoții, dar nu râzi de ei. Eu cred că vorbești tocmai ca să-i treacă frica și tot stresul ăla care ține de faptul că e pe scaun acolo, nu? Exact, încercăm să distragem atenția. Adică medicul stomatolog e prietenos cu tine. Uite, vorbește, spune, povestești. Știi? Despre asta e vorba, Bogdan, am zis bine, da? Da, da, foarte bine. Deci al tău acum nu poate să te ajute, zici. Nu poate, dacă știam nu-i făceam anestezie. Zi, Luca. Foarte tare, nu mai, da. Ce să mai zic. Hai că mi-e milă de omul ăla. Hai să începem, nu, serios. Da. Bogdan, ai 6 secunde ca să ne răspunzi la fiecare întrebare, corect, da? Plecăm de la 100 de euro, atât valorează primul tău răspuns corect. După aceea poți să alegi de fiecare dată dacă mergi mai departe sau te oprești. Dacă te oprești, rămâi doar cu banii câștigați până atunci. Dacă mergi mai departe, poți să câștigi mai mult, respectiv dublu de fiecare dată, dar poți să și greșești și atunci banii rămân la noi, da? Da, da, da. Perfect. Să știi că tocmai ne-a trimis pacientul un mesaj pe WhatsApp, zice că orice ar fi să... Nu, zice să nu te enervezi. Orice ar fi să nu te enervezi, rămâi păi calm. Păi atunci puneți-mi întrebări ușoare. Da. Luca, treci la versiunea simplă a întrebărilor. Sunt ușoare, domnul doctor. Ai ales-o pe cea simplă? Da. E perfect atunci. Bun. Suntem pregătiți. Bogdan, tu ești pregătit? Sunt, da. Hai să jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. 100 de euro. Bogdan. Da. Prima întrebare de astăzi. Care este unitatea de măsură pentru frecvență? Herțu. Herțu. Ce pacient norocos ai. Întrebare suplimentară. La ce frecvență funcționează turbina? Turbina. Freza. Aia e rotații pe minut. Are rotații pe minut. Țiuitul ăla... Are o frecvență la care ne tulbură nouă creierii când mergem la stomatolog. Bogdan, felicitări! Mulțumesc! Yeah! Ai început cu dreptul. Cum facem? Anestezia încă ține. Zim cum facem. Mai fac o anestezie dacă e nevoie. Pacientul este... cam filme. Pacientul, l-ai legat? Am vrea să ne spune și pe noi pacientul să ne confirme că e bine când termină la tine, știi ce zic? Pă, la prânz, când o fie. Se trece anestezia, da. Da. O să spune. Pacientul pe scaun. Ca să știm că avem conștiința curată. Bogdane, ai 100 de euro, ai putea face 200. Da. Și mergem. Mergem mai departe sau nu? Mergem, da? Mergem, practic. Se poate. Nici o plombă. Corect. 200 de euro. La voi, la București? Cum puteți să mergem la stomatolog la Reșița? Da. Alții vin din alte dacă țări. Dacă vreți, puteți. Da.
mergem și la Văliug, acolo la Văliug, zic bine, nu? Păi n-am vedeți, da. Am fost eu vara trecută, vai ce frumusețe. N-am vedeți. Data viitoare vă opriți și la mine. Da, să știi că nu e ideea rea. Bogdan. Da. Pentru 200 de euro, spune-ne pe ce continent își are habitatul natural anaconda? America de Sud. Șarpele anaconda. Șarpile. Auzi, în 200 de euro ne încadrăm toți să facem și noi unde te-ar trage ceva? La Reșița, da. Și la București, stai. Și la București. Bine. Am exagerat un pic. Bogdan, e greu să te încurcăm. Da, e greu să te încurcăm, ce să zicem. Ai deja 200 de euro. Pacientul simt că e bine, e fericit, prinde așa cu urechea e și fericit, se prinde că răspuns corect, deci e ok. Dar nu știu ce emoție are Bogdan, dar îți dai seama pacientul ce emoție are. Da. Nu, că știe că e pe mâini bune, e liniștit. Bine, măi, Bogdan. Și? Și? Altfel? Mergem mai departe să-i faci și tu un discount de 10% pacientului? Mergem mai departe. Pentru pacient mergem mai departe. Altfel n-ai fi mers. Auzi, mă, tăticule, ba, pentru tine. Aș fi mers și pentru mine. Bine. 400 de euro. Așa. Bogdan. Da. Cărui faraon i-a aparținut Marea Piramidă din Giza, Egipt, singura dintre cele 7 minuni ale lumii care încă mai Cheop. Există. Cheop sau Cheop. Da, nu... N-avem șanse azi. Azi rămâne fără bani, fii atent. Eu n-am apucat să pornim cronometrul ăla. Da. Noi suntem obișnuiți să mai stea lumea. Păi am răspuns repede să nu mă furați la ceas. Bogdan, ce să... Tot 400 de ore ai câștigat, adică nu, chiar nu putem să te curcăm. Și acum... Mai avem bani? Mai avem bani, dar luăm o pauză publicitară să vedem dacă mai face o anestezie. Nu luăm pauză. Nu luăm pauză. Mergem înainte, am mers mic. N-am nimic cu omul ăla săracu, îți dai seama că... Nu. Își mai simte maxilarul. Bogdan? Da? E ai simplă. 400 de euro, trebuie să mai răspunzi la o întrebare și ai făcut 800 și... E simplă. Și poți să lași... Termin cu pacientul și închizi. Consultația de azi o aibă gratis pacientul, uite, dacă tot... Băi, lasă... Te băga tu afna, face rău. Ziceți voi că e simplă. Da, zic eu că e simplă, dar... Sincer, nu mi se pare. Opa! E domnișoara ai sau domnul asistent? Asistenta. Da, i-a trecut anestezia. Începe să-i treacă anestezia. Bine, hai să ne grăbim atunci un pic. Lasă să se obișnuiască cu greutățile vieții. Bogdane, trebuie să te decizi dacă mergi de la 400 la 800 de euro. Merg mai departe! 800 de euro. Mă, Bogdane, tu îți dai seama că eu toată copilăria mea am fost la dentist. Deci știam drum, bătătorisem potecă până acolo și nu exista ideea de anestezie. Așa că mă gândesc la stomatolog, am niște amintiri din copilărie. Cum mă, nu se făcea cu spray de ăla? Nu se făcea, anestezia. Spray de ăla puțin. Înseamnă că te-ai călit. Se făcea anestezie, dar acum era mai gros decât seringa. Era nenorocire. Era complet, da. Mama, iar nervise, când făceai obturație de canal, s-o mura nervul, nu știu dacă Bogdan că se mai practică asta sau acum este ilegal, se pune arsenic. Arsenic, așa. Da. Nu cred că... da, nu se mai găsește. Nu se mai găsește? Se găsește pe sub mână. Nu se mai, nici pe sub mână. Ci că trebuie să ne grăbim. Da, mama mea a fost stomatolog și îmi făcea cu spray când era mic. În fine, Bogdan, da. Suntem presați din regie de George Zafiu. Îți pun întrebarea de 800 de euro. Acum. Da. E simplă tare. Cine a scris Balade vesele și triste? Nu știu. Balade vesele. George Topârceanu. George Topârceanu. George Topârceanu. Bogdane, să nu te enervezi. De ce? A trecut timpul.
A trecut. A trecut timpul, da. Din păcate, banii rămân la noi, pacientul e la tine. Da. Vai de el, săracul. Nu, no, 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 ai grijă de el, te rugăm. Te rog eu, să ne sune, măcar un mesaj să ne dea. Da, da. Ne aude acum, pune cu mână, domnul pacient. Nu mai poate că a fugit. Ne-ai fost foarte simpatic în dimineața asta, îți mulțumim pentru... Cele trei răspunsuri corecte, însă al patrulea ne lasă 9 bani. Și corecte și fulgerătoare? Da. Mâine plecăm de la 200 de euro. Da. Îți mulțumim tare mult, Bogdan. Să trăiești, Bogdane. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.